Vreau să vorbim un pic despre piața de desfacere pentru animale, pentru crescătorii de ovine. Cum e în clipa de față? Există cerere? Prețurile sunt bune? Da, și în clipa de față cererea există foarte mare, deci am avut un an bun, eu spun toți crescătorii de ovine din România, mă refer la prețul, la miel mă refer, că lână știți care este, a fost prețul mare începând în jur de 12 lei pe kilogram, a fost media, să zic, aproape tot anul. A scăzut un pic acum înainte de sărbătoarea lor, pentru că cum să vă spun, noi crescătorii de ovine, deși suntem organizați, suntem dezorganizați, toți am băgat miei la îngrășat în mai bine, am pregătit pentru sărbătarea lor, a fost un excedent de marfă, a picat un pic prețul, dar și-a revenit. Deși acum este un preț foarte bun, de exemplu, să vă spun, ieri am primit undeva în jur de 12 lei pe kilogram pe marfa care o vedeți aici, o marfă finisată, o marfă îngrășată, tunsă, tratată și noi am dat, mai aștept un pic să vedem, poate reușim să prindem un preț mai bun anul ăsta, ținând cont că s-a vândut foarte mult de marfă, nu mai prea este miel în România la ora actuală. Marfa dumneavoastră merge cu precădere în țările arabe. Da, este o marfă pregătită pentru țările arabe, o marfă mare, în jur de 50 de kilograme. În vest nu se mănâncă așa ceva, deci Italia, Grecia, Croația nu ia marfă la 50 de kilograme. Marfă mare, cum spunem noi crescătorii, marfă mare de la 30 de kilograme în sus este pregătită pentru arabe, ei consumă. Putem spune că avem un noroc fantastic cu ei, să zic, pentru că dacă nu ar duce mielul din România ei, ținând cont că în România sunt în jur de vreo 10 milioane 12 de ovine, noi ca țară nu suntem mari consumatori de carne de miel, consumăm un pic în perioada sărbătorilor pascale, mai un pic la Rusalii, dar nu tradiția noastră nu se consumă. La noi totuși porcul și puiul au rămas de bază.